FC Universitatea Craiova CFR Cluj. Este al doilea meci al zilei. Tehnician care a semnat în această vară cu FC Universitatea Craiova după 3 ani petrecuți la FC Botoșan. Vă spuneam însă, Marius Croitoru suspendat pentru această partidă. Și o acțiune bună, parada lui Bălcrătean la incursiunea lui Negru. Prima mare ocazie acestei partide aparține Craiovei. Extraordinară pasa lui Asamoah pentru Negru și Bălcrătean reușește să pareze. Formidabil. Calitatea pasei lui Asamoah este remarcabilă. În Belgia, la Mucron, cu Mircea Rednic, ce stă Uighebart și este gol! Ciprian Dea cu execuție formidabilă își arată valoarea. Toată faza a fost minunată. Păun cu asistul și Ciprian Dea are o finalizare formidabilă. Este 1-0 pentru CFR Cluj. Deac înscrie din nou împotriva celor. Șansă bună aici pentru Bausa. Așteaptă companio Bausa și gol! Van Durman! Din asistul lui Juan Bausa, 1-1 din minutul 32. Acțiune inițiată de Bausa. Foarte inteligent argentinianul, nu trimite în fața porții la companiu, acolo unde probabil s-ar fi așteptat toată lumea. Întoarce pentru Van Durman, care vine din linia a doua, nemarcat, pune latul acolo belgianul și reușește să puncteze. 1-1 așadar aici pe FC Universitatea și CFR Cluj, campioana României. Sunt la egalitate 1-1, Bausa, Bausa! Și cât de frumos își făcuse culoar acolo de Ginianului, însă a lăsat de dorit. Iată-l pe Iuri, dezechilibrat de această acțiune percutantă. Dar accidentările grave și dese l-au tras în jos mult în ultimii ani. Ocazie bună a lui Debeliuc. Faza de atac a CFR-ului continuă cu această lovitură de cap. Din nou Debeliuh acestei faze, iată-l pe Deac, pleacă din poziție regulamentară Debeliuh, intervenție formidabilă a lui Popa, în continuarea fazei, iată-l pe Păun, scoate la margine pentru Brown și lovitura de cameră și mistrat, este la prima lui experiență fotbalistică în afara Danemarcei. Craiova începe tare și este gol! Companio! 2-1! Încă din primul minut al reprizei secunde, Craiova este în față pe tabelă, Craiova conduce campioana, dar nimeni acolo de la CFR nu a reușit să îndepărteze pericolul și Companio a îndeplinit o simplă formalitate. Iată centrarea lui Negru, într-adevăr, lovitura de cap din plonjona lui Button este parată în mod miraculos de Bălcrătean. Portarul CFR-ului însă nu mai are ce să facă și la această reluare a lui Companio. 2-1, Craiova începe în forță această repriză secundă. Campionatul nostru, ne aducem aminte, Botoșanul cu el pe bancă a jucat acolo în top 6. Bausa se insinuează între liniile CFR-ului. Combinație în 3, Bausa, Van Durman, Companio și finalizarea îi aparține argentinianului, care dincolo doi jucători ai Craiovei, avertizat și este gol! Van Durman! 3-1! Din nou defensiva CFR-ului este depășită mult, mult prea ușor, iar belgianul Van Durman face dubla. Meciul nu s-a terminat chiar și la acest scor. De neînțeles, de neînțeles totuși ce se întâmplă în apărarea CFR-ului. Iată-l pe Vlad Achim, care îl simte acolo pe Van Durman. Excelent, belgianul preia și apoi are o finalizare de finețe. Jucătorii defensivi ai CFR-ului încercă. Dar gluma se îngroașe pentru CFR. Clujenii au nevoie să marcheze repede pentru a relansa jocul. Iată-l pe Bordeanu! Șut puțin pe lângă.
Șansă mare irosită de băieții lui Dan Petrescu la această fază. Preluare, nu iese nimeni acolo la și prelungirile acestei partide și e gata meciul FC Universitatea Craiova. Da, este o victorie importantă, mai ales că am început cu înfrângere, aveam mare nevoie de cele 3 puncte. Iar având în vedere adversarul de astăzi, este cu atât mai îmbucurător. I-ați surprins pe cei de la CFR cu stilul vostru ofensiv, mă gândesc că i-ați prins acolo pe contraatac la primul gol, apoi la golul al treilea a fost o nesincronizare în defensiva lor. Nu știu dacă i-am surprins, pentru că am făcut un joc de posesie bun și în, și în primul nostru meci. Probabil se așteptau să pasăm bine, au încercat să ne blocheze, dar în mare parte nu le-a ieșit, pentru că am controlat acest joc și am și câștigat meritat, zic eu. Bonne ambiance. On fait le match très bien, on encaisse un premier but, après on relève bien la tête et on arrive à marquer 3 buts contre le champion de l'année passée. Tout le monde est très content et c'est le travail de toute l'équipe qui paye. Je pense que c'est on a plus de mouvement, plus de jeu de possession, plus de course, plus d'attitude et c'est grâce à tous ces éléments et qu'on gagne ce match. Cu totul, cu greu, pentru ce avem jucat împotriva de echipa foarte bună, cu căldura era și pentru noi și pentru ei, dar a mers bine, avem făcut, cred, cel mai bun match de când eu sunt aici cu acest tricou. Și sunt foarte fericit pentru asta. Cred că dacă joci așa, dacă e CFR sau Steaua sau cu toate echipele, noi trebuie să jucăm așa, cu un bun posesiu de mingea și o să fie greu pentru celelalte echipe. Ne doream o victorie, indiferent la ce scor. Cu atât mai bucuroși suntem, pentru că am făcut-o de o manieră clară, începând din primul minut până în ultimul minut, cred că am dominat partida și număr de ocazii, și posesie, și joc plăcut, și tot ceea ce v-ați dorit. Când ați venit astăzi la stadion, sau oamenii care au venit la stadion au venit să vadă un spectacol, cred că băieții le-au oferit ceea ce și-au dorit și pentru ceea ce au venit. Toate jocurile sunt dificile, indiferent cu cine joci, indiferent ceea ce și-au propus echipele respective, meciurile din Liga 1 vedeți dumneavoastră că sunt foarte grele. Așa că noi începem și să devenim ceea ce ne dorim cu toți. Ce vă doriți? Poziți? Ce vă doriți cu adevărat? Să legăm victoriile, să devenim o forță.